112 este numărul unic pentru apeluri de urgență disponibil în toată țara, precum și în toate țările Uniunii Europene, ce poate fi apelat din toate rețelele publice de telefonie, chiar și atunci când aveți bateria telefonului descărcată sau tastatura blocată. În cazul țării noastre, atât folosirea numărului 112, cât și localizarea apelantului funcționează și în roaming. La nivelul județului Hunedoara, pe parcursul anului 2021, operatorii 112 au răspuns la 191.817 apeluri, dintre care aproape 170.000 s-au dovedit a fi situații care au necesitat intervenții. Astfel, peste 53% dintre cazuri au fost preluate de către serviciul de ambulanță județean, peste 22% de către pompieri și aproape 19% de către poliție, iar restul de aproape 6% de către jandarmerie, salvamont și alte structuri. La nivelul județului Hunedoara, în anul 2021, numărul unic de urgență 112 a fost apelat de peste 190.000 de ori. Aproape 170.000 dintre aceste apeluri fiind urgențe. Restul, de aproape un sfert, au fost apeluri non-urgente sau apeluri false și pe această cale facem un apel către locuitorii județului Hunedoara să nu utilizeze acest număr decât atunci când au o urgență, deoarece apelarea acestui număr înseamnă automat și dislocarea unor forțe de intervenție, atât ale serviciului de ambulanță județean, cât și ale inspectoratului pentru situații de urgență sau ale poliției pe o pistă falsă. Din păcate, au fost și peste 30.000 de apeluri care nu au reprezentat urgențe, iar unele dintre acestea au fost de-a dreptul glume proaste. Trebuie de asemenea remarcat că pe lângă apelurile intenționat false, există o serie de apeluri non-urgente care se referă la faptul că oamenii sună 112 încercând să afle date despre starea vremii, mersul trenurilor sau să comande o pizza. Chiar dacă se constată o scădere a numărului de apeluri false sau non-urgente, acestea rămân multe, atât la nivel național cât și la cel județean. Putem face o comparație cu privire la ceilalți ani. Remarcăm o scădere constantă, cel puțin la nivelul județului Hunedoara, a numărului, la apelării numărului de urgență 112, deci a apelurilor false, însă din statisticile colectate la nivel național, în continuare această tendință este mare și este într-adevăr o chestiune legată de conștiință a oamenilor și de responsabilitatea lor. Legislația din România prevede că alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție se pedepsește cu amendă de la 2.000 la 4.000 de lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activități în folosul comunității. De asemenea, apelarea abuzivă a numărului de urgențe poate fi sancționată cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei sau cu până la 200 de ore de muncă în folosul comunității. Locotenent colonelul Nemona Doda, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, speră ca aceste sancțiuni să îi descurajeze pe cei puși pe glume proaste. Faptul că aceste apeluri pot fi urmărite și identificați proprietarii telefonelor de pe care s-a apelat malițios, reprezintă într-adevăr o descurajare a acestui fenomen. De luna trecută, în România mai funcționează, pe lângă 112, un alt număr de urgență, 119, destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului. Ca și 112, numărul 119 este gratuit.